Filmul începe cu protagonista Mary, la un interviu de angajare, pentru un loc de muncă la o benzinărie deschisă 24 de ore pe zi. În mod interesant, în timp ce completează formularul, ea scrie că este o criminală condamnată. Când patronul, Ed, o întreabă despre asta, ea recunoaște că tocmai a ieșit de la închisoare pentru că a dat foc iubitului în trecut. În ciuda acestui fapt, Ed o angajează, simțind că este de încredere. Îi dă tura de noapte și îi spune să înceapă chiar în acea seară. Mary acceptă să lucreze în tura de noapte de la 22 la 6 dimineața, deoarece nu își poate găsi de lucru în altă parte. Apoi se urcă în mașină, unde prietena ei din copilărie, Debbie, o așteaptă. Mary îi spune cu fericire că acum are un loc de muncă, înainte ca Debbie să o ducă acasă. Pe drum, putem observa că benzineria este situată departe de oraș. Mary este apoi dusă la apartamentul ei și încearcă să-și continue ziua. Cu toate acestea, când deschide ușa băii, îl vede pe iubitul ei ucigaș în serie, James, torturând o fată nevinovată. Se uită îngrozită până când nu mai suportă și-și ia medicamentele. Spre surprinderea ei, Tommy, agentul său de supraveghere, a intrat în casă. El verifică imediat baia, dar nu găsește nimic, ceea ce dovedește că Mary tocmai a avut un flashback traumatizant. Apoi spune că trebuie să-și ia un telefon, astfel încât să-i fie mai ușor să ceară ajutor, mai ales că a fost diagnosticată cu paranoie și alucinații. Mary îi spune că acum este angajată la o benzinărie, chiar înainte de a pleca, așa că Tommy promite că o va vizita diseară. El o roagă să nu facă probleme, pentru că mulți oameni cred că este prea instabilă și nu au vrut să iasă. Mai târziu, fata iese din nou să o întâlnească pe Debbie, dar în timp ce așteaptă, își vede iubitul stând nu departe de ea. El merge amenințător spre fată, dar chiar și atunci este doar o halucinație și ea scapă exact când sosește Debbie. Când ele iau cină la scurt timp după aceea, Mary recunoaște că starea ei se deteriorează, așa că cea mai bună prietena ei îi cere să ascundă boala de poliție, pentru că o să fie trimisă la un azil de nebuni. Pentru a o liniști pe Mary, o asigură că nu mai este nimic de care să se teme, deoarece fostul ei este în spatele gratilor. Când Mary se întoarce acasă, primește un apel de la agentul ei de supraveghere, Tommy, cu care se laudă că a instalat un telefon funcțional. Mai târziu, primește un alt telefon, de data aceasta de la o femeie furioasă. Femeia mai spune că o va privi murind. Speriată, deconectează telefonul fix, dar sună din nou din cauza halucinațiilor ei. Când Debbie o duce la serviciu în acea noapte, aflăm că Mary pare nervoasă din cauza ploii. După cum se dovedește, motivul este că iubitul ei James o suna și cânta o melodie numită Picături de ploaie, de câte ori era pe cale să omoare pe cineva. Debbie o simpatizează și promite că va rămâne alături de ea, chiar dacă lucrurile merg prost. Odată ce ajung, Debbie intră cu ea în magazin pentru a arunca o privire asupra locului și fac cunoștință cu Bobby, unul dintre angajații lui Ed, care este acolo pentru a arăta lui Mary regulile. El o învață cu amabilitate să folosească casa de marcat și să servească clienții. După ce s-a asigurat că cea mai bună prietena ei s-a stabilit, Debbie o salută și se întoarce la mașina ei. Dar fără să știe, apare o persoană în ploaie. Apoi deschide geamul pentru a lăsa fumul să iasă, exact când este lovită cu un ciocan în față și este târât afară din mașină. Între timp, în benzinărie, Bobby dă un CD cheie înainte de a pleca. După ce Bobby pleacă, Mary se plimbă de plictiseală prin magazin. Putem vedea că figura din exterior pare să privească magazinul, în timp ce Mary descoperă un dressing în spate. La un moment dat în acea noapte, iese afară să fumeze, în timp ce fără să știe persoana misterioasă se uită la ea. Mary își dă seama că altcineva este acolo, doar când sună clopoțelul magazinului. Când Mary intră înapoi, silueta trece pe lângă ea. Deodată sună telefonul. Este o doamnă care întreabă până la ce oră este deschis magazinul. Chiar atunci telefonul sună din nou și este aceeași doamnă, punând aceeași întrebare înainte de a închide. A treia oară când sună doamna, o întreabă direct pe Mary despre trecutul ei violent. Acest lucru o sperie și nu-și poate da seama dacă aceasta este reală sau o altă halucinație, așa că ia alte medicamente. La scurt timp după aceea, Mary aude scârțâind ușa din spate și merge să investigheze. Intră în birou și nu găsește pe nimeni. Mary decide să se ducă la baie și în acel moment sosește primul ei client. Se pare că este un camionist care vrea să facă plinul și să cumpere niște snacks-uri. În timp ce este la casierie, el cochetează constant cu ea și abia când pleacă, fata vede că și-a uitat cardul de credit. Cu toate acestea, camionul pleacă și nu o vede. În mod uimitor, odată ce camionul a plecat, ea vede ceea ce arată ca iubitul ei în flăcări, îndreptându-se spre ea, până când cineva vine pe la spate și a lovește cu pumnul. Se pare că este Bobby, care s-a întors, pentru că Eddie a spus să o verifice pe Mary. Simțindu-se vinovată, ea îi curăță rana și cei doi împărtășesc o conversație despre camionistul care este un client obișnuit al locului. Din curiozitate, Bobby, care a auzit că Mary a dat foc iubitului, îi cere o explicație. Mary răspunde dezvăluind că iubitul ei, James, este celebrul criminal în serie care a ucis 35 de femei.
are vinovăția supraviețuitorului și împărtășește povestea despre cum a aflat. Într-o zi, întorcându-se acasă, a simțit un miros neplăcut care venea din pivniță, așa că a decis să investigheze. A descoperit că pivnița era inundată și a văzut părți ale corpului plutind. James a surprins-o și a amenințat-o că îi va ucide întreaga familie dacă spunea ceva poliției, așa că nu a spus nimic o vreme și din acel moment a forțat-o să privească cum ucide victimele. Până la urmă nu a mai suportat și a dat foc casei în timp ce el dormea și Mary încă poartă urmele arsurilor. Din păcate, eforturile ei au fost inutile, pentru că James a supraviețuit și este în prezent la închisoare. De atunci s-a îmbolnăvit grav și nu mai poate distinge ceea ce este real de ceea ce nu este. După ce se asigură că Mary este bine, Bobby anunță că pleacă acasă și de îndată ce el pleacă, intră doi adolescenți. La scurt timp însă, mașina lui Bobby se strică. La magazin, Mary primește un apel și aude melodia Raindrops. Apoi scena se întoarce la Bobby, acesta din urmă coboară din mașină pentru a vedea ce s-a întâmplat, dar silueta apare pe la spate și-l atacă. Între timp, un adolescent care tocmai a folosit baia îi spune că este inundată, așa că iese afară să verifice. Apoi verifică și găsește permisul de conducere a lui Debbie, dar apoi se sperie și privește vasul din care iese sânge. Una dintre cele mai recente victime a lui James sosește târându-se, plângând și întrebând de ce Mary se uita în timp ce ea murea. Mary devine convinsă că nu este real, până când totul dispare. Dar apoi două brațe ajung la ea prin perete și ea se îndepărtează, până când dispare totul. Când se întoarce în magazin, îl găsește pe Tommy, ofițerul de securitate, care anunță că este aici să o verifice. Mary este supărată pentru că o verifică în continuu și Tommy se duce la baie. Chiar atunci, o persoană intră și spre surprinderea ei se dovedește a fi James. Mary încearcă să se convingă că nu este real, așa că o pleznește și spune că este. Într-un mod manipulator, îi spune că este mai rea decât el, pentru că tocmai a văzut oameni murind fără să facă nimic. Și-ar dori de asemenea să se răzbune pe ea pentru că i-a distrus viața, ucigând oamenii seara asta și făcând-o să se uite, apoi o va ucide. Mary încearcă apoi să se convingă din nou că el nu este real și când deschide ochii, vede doar o doamnă care vrea să facă plinul. Deodată, doamna întreabă la ce oră deschide magazinul, ceea ce o enervează pe Mary, care începe să o acuze că este doamna de la telefon care o sună într-una. Tom intervine, în timp ce doamna confuză pleacă și Mary recunoaște că cineva o sună mereu în ultima vreme. Îngrijorat, o roagă să-i spună totul de acum înainte, apoi pleacă. La scurt timp după aceea, Mary vede în fața benzinăriei o mașină care stă acolo de mult timp, așa că iese afară și vede ceva scris cu sânge pe parbriz. Îngrozită, sună la poliție, dar decide să nu o facă când vede că mașina a dispărut, ceea ce înseamnă că ar putea fi doar una dintre halucinațiile ei. Cu toate acestea, se duce să se uite în spatele magazinului. În acest moment își dă seama că are probleme, pentru că îi găsește pe Debbie și Bobby legați de scaune. Acest lucru o face să se întoarcă în magazin, unde o întâlnește pe doamna de acum 5 minute și se simte puțin ușurată. Încearcă să sune la poliție, dar linia este întreruptă. În acest moment, doamna scoate o fotografie și îi taie palma, dezvăluind că ea este misterioasa femeie care o sună. Fiica se dezvăluie a fi una dintre victimele lui James și începe să o învinovățească pe Mary pentru moartea ei. Speriată, Mary se târăște departe, în timp ce doamna urmărește cu un cuțit și îi rănește umărul. Ele se luptă. Când doamna este pe cale să o înjunghie, apare Tommy și o împușcă. El o ajută să se ridice și din păcate vine cu vestea proastă că furtuna a provocat o întrerupere a curentului și deținuții au fugit, inclusiv James, dezvăluind că Mary nu avea halucinații. Apoi James apare și lovește cu un ciocan, înainte de a face același lucru cu Mary. Când Mary își recapătă cunoștința, se trezește legată de un scaun în camera din spate cu ceilalți. James intră și ia un baros. El repetă că Mary trebuie să plătească pentru că i-a trădat încrederea, apoi lovește pe Tommy de multe ori până când bietul o moare. Curând după aceea, o forțează pe Mary să-i spună că-l iubește, promițându-i că Debbie nu va muri. Disperată, Mary își proclamă dragostea pentru el, dar el pune o pungă pe capul lui Debbie până când aceasta se sufocă și moare. Apoi ia o canistră de benzină și o toarnă pe Bobby, dar înainte să-i dea foc, șoferul camionului de mai devreme se întoarce. El s-a întors să-și recupereze cardul. În timp ce James se duce să-l omoare, Mary se ridică de pe scaun. Încearcă să le libereze pe Bobby, care îi spune că va găsi o pușcă în dulapul din fața lor. Mary ia un tub și sparge lacătul. Reușește să ia pușca și începe să o încarce. Între timp, camionistul vede strop de sânge pe tavan și decide să sune la poliție, bănuind că a avut loc un jaf. Apoi Mary le liberează pe Bobby și cei doi se pregătesc pentru întoarcerea lui James. În același moment, camionistul decide să se uite prin magazin, dar James vine pe la spate și îl înjunghe în gât, făcându-l să ajungă la ușa vestiarului.
Mary trage din impuls, neștiind că este camionistul. Când își dă seama de acest lucru, ea pare șocată, așa că Bob ia pușca și o reîncarcă. Se întorc în magazin și la scurt timp după James întrerupe curentul, exact când sosește poliția. Ei continuă să se îndrepte spre ieșire, dar încă o dată James îl lovește pe Bobby cu barosul, în timp ce Mary aleargă să se ascundă. Își dă seama că nu poate sta nemișcată mult timp, așa că iese repede afară și agentul o vede, care o bagă în mașină, după ce îi spune că James, criminalul în serie, o caută. Dar chiar înainte să plece, James apare cu pușca și omoară agentul. Șocată de ceea ce a văzut, Mary coboară din mașină și se îndreaptă către un depozit din apropiere. Ea reușește să scape, până când un câine începe să latre la ea, atrăgându-i atenția lui James. Apoi intră într-o casă de vagabonzi la întâmplare și se înarmează cu lopată. La scurt timp după, James intră în aceeași casă să o caute și când decide să plece, Mary lovește cu lopata, apoi scapă din nou. Încearcă să oprească o mașină care trece, dar nu se oprește. Neavând altă opțiune, se închide în magazin și se duce în birou. În acel moment îi vine o idee când vede un cerb împăiat. James, care urmărește, reușește în cele din urmă să intre în magazin și lovește cu barosul în ușa biroului. Mary împinge imediat în el coarnele de cerb, rănindu-l. După aceea, sună telefonul camionistului și ea se târăște pe podea pentru a răspunde, în timp ce James scoate din el coarnele. Mary sună la poliție și se uită la el pentru ultima oară, în timp ce îi spune te iubesc înainte de a muri. Mary adorme acolo de epuizare, dar când se trezește, James a dispărut. Se simte devastată, dar în același timp ușurată, pentru că a ieșit vie. Ultima scenă o arată pe Mary, lucrând într-un salon de coafiură, dar în timp ce face curățenie, apare iubitul ei. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!